apropiem de finalul lunii octombrie cu o vreme mai blândă decât în zilele trecute. De ploi n-am scăpat complet, va mai picura în sudul și sud-estul țării. Vântul s-a liniștit, va sufla slab până la moderat în toată țara, iar temperaturile vor ajunge să fie normale pentru această perioadă. Să vedem cum se prezintă vremea prin țară. Vorbim despre partea de nord-est a țării, despre zona Maramureșului, unde astăzi ne vom bucura de cele mai ridicate temperaturi de la noi din țară. Vremea și-a revenit, de ploi am scăpat, iar maxima zilei va ajunge până la 14 grade, atât în Baia Mare cât și în Satu Mare. În Crișana situația asemănătoare și aici soarele pare că redevine generos. După cum vedem, cer variabil spre senin, temperatura maximă va ajunge până la 13 grade pe tot teritoriul Crișanei. Ieri anunțam o vreme destul de închisă și mohorâtă pe teritoriul Banatului, în special în Reșița, unde a plouat. După cum vedem pe hartă, de astăzi vremea a schimbat foaia și aici temperatura va fi bună, va fi normală pentru această perioadă. 13 grade atât în Reșița cât și în Timișoara. Spre deosebire de zilele trecute, când ploua, când precipitațiile erau chiar mixte, astăzi, după cum vedem, vreme frumoasă pe tot teritoriul Olteniei. Temperaturile au crescut considerabil în comparație cu zilele trecute. Avem maxime cuprinse între 11 grade în Craiova-Slatina în sud și 13 în nordul teritoriului. Haideți să vedem dacă vom fi la fel de norocoși pe teritoriul Transilvaniei. După spusele meteorologilor și după cum vedem pe hartă, vremea este absolut superbă în comparație cu zilele trecute. Până și la munte, vântul va sufla slab până la moderat, cerul va fi variabil, spre senin nu va ploua, maxima zilei va fi cuprinsă între 11 și 14 grade. Și în Moldova ne putem lăuda cu o vreme frumoasă. După cum vedem, nu sunt anunțate precipitații nici măcar în nord. Până și în nord temperaturile au început să crească în comparație cu zilele trecute. Luni se registrau 4 grade, astăzi vom avea în Suceava 9 grade, iar în sud, atât în Focșani cât și în Galați, 11-12 grade. Trebuie să vorbesc însă de precipitații, de o vreme închisă și mohorâtă pe teritoriul Dobrogei. După spusele meteorologilor, va ploua în Constanța pe tot parcursul zilei, în Tulcea cer acoperit de nori, însă temperaturile sunt bune, avem o maximă de 12 grade. Vremea asemănătoare cu cea din Dobrogea și în Muntenia, astăzi, după cum vedem, în special în sudul teritoriului și în est, vor cădea precipitații, cer acoperit de nori. În Pitești, un pic mai bine, avem astăzi 12 grade, 13 vor fi în Târgoviște, 11 grade avem astăzi în Giurgiu. În capitale de dimineață se înregistrau 5 grade, iar maxima zilei va ajunge până la 11 grade. După cum vedem și după cum vă spuneam de la începutul săptămânii, de astăzi, vremea pare să-și revină, am scăpat de ploile alea abundente, momentan picură în capitală, însă de mâine vremea va fi foarte, foarte frumoasă. Cam atât despre starea vremii, să aveți o zi frumoasă de tot! Mulțumim tare!